Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reactiv. Suntem în studiourile TVMM.ro pentru a analiza puțin, sub lupă, așa cum am făcut și cu alte ocazii, activitatea parlamentarilor noștri. Astăzi avem plăcerea de a discuta cu deputatul PSD, Florin Tătară. Bine ați venit la emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Și vom vorbi și, de asemenea, va fi rugat să adreseze întrebări domnului deputat, Attila Shomody, comentator independent și cu caracter aproape permanent în emisiunea noastră ca și invitat. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fiu alături de domnul deputat. Domnule Tătaru, ați avut o activitate parlamentară de aproape un an, iată, sub noua legislatură și o parte de un an și jumătate în cea precedentă. Spuneți-ne, pentru primul an de mandat, din ceea ce v-ați propus să faceți și vă rugați să ne spuneți și care a fost principala chestiune abordată de dumneavoastră în campania electorală, care a fost principalul sau principalele obiective care au fost. Ce ați reușit să faceți din ceea ce v-ați propus și vom lua punctual câteva dintre lucrurile pe care v-ați axat. Mă întrebați vis-a-vis de acest mandat început în legislatura exact, din 2012-2013 până acum. 2013. După cum știți, actualul mandat a debutat într-un tempou alert vis-a-vis de faptul că eram sub presiunea adoptării legii bugetului pe anul în curs. Chestiune pe care și moment la care eu personal și colegii mei ceilalți parlamentari am făcut eforturi vis-a-vis de susținerea unor amendamente pentru ocalea unor resurse financiare către Maramureș. Amendamentele, din punctul meu de vedere, cele care le-am susținut s-au înscris în politica și criteriile guvernului Ponta, care vizau pentru 2013 ca și pilon principal de așezarea bugetului vis-a-vis de investiții. În primul rând, finalizarea investițiilor începute, în al doilea rând, transferarea întregului program de dezvoltare acolo unde este posibil pe fonduri europene. Știm faptul că resursele bugetare sunt reduse, mai ales într-un an 2013, care este marcat de anumite vârfuri în ceea ce se cheamă plata unor datorii externe. Și în al doilea, pentru faptul că banii europeni nu sunt gratis, sunt la dispoziția României și ar trebui accesați în condițiile în care știm foarte bine că gradul de absorpție al lor a fost extrem de redus. Spuneți-ne, care a fost rațiunea pentru care ați avut acel gest prin care ați votat? Ați fost singurul dintre parlamentari și aici v-am felicitat la acea dată. Respectiv, nu v-am inclus pe lista celor care cărora le-am arătat obrazul pentru că a votat împotriva Maramureșului. Ați fost singurul dintre parlamentarii USL de Maramureș care a ridicat mâna la un proiect, da? Sau la un amendament depus de un coleg de-al dumneavoastră, respectiv un senator PDL. Spuneți-ne care a fost rațiunea pentru care dumneavoastră ați putut ridica mâna, iar alții din colegii dumneavoastră, toți ceilalți, au fost nevoiți să o țină în bancă. Acum, eu pot răspunde referitor la persoana mea, fiecare parlamentar până la urmă este și asumă propriile decizii, este responsabil în fața alegătorilor în nume și în nume propriu. Din punctul meu de vedere, amendamentul respectiv la care vă referiți era important când se referea la sectorul educațional, vorba de anumite investiții pentru unități școlare. Dar nu este singurul amendament pe care l-am votat. Nu știu, de exemplu, dacă colegii de la PDL au ridicat mâna pentru amendamentele propuse de mine și care se refereau pentru bugetul Maramureș la resurse bugetare aferente Spitalului Județean, aferente drumului Baia Mare-Bârsana, care știm în ce situație este, aferente drumului Național 18. Sunt chestiuni care erau foarte importante din punctul meu de vedere de a reuși să fie continuate și finalizate și înscriindu-se, așa cum am spus, în strategia Guvernului de a finaliza ceea ce am început. Am mai propus tot ca și amendament aprobarea, era vorba și de centura Băii Mari, mă scuzați, și de drumul rapid Baia Mare-Voie, un drum pentru care recunosc chiar în sânul coaliției majoritare există, mă refer la parlamentarii de Maramureș, și există păreri pro și contra. Nu spun că este necesar, alții sunt de părere că ar fi o investiție care nu s-ar justifica în condițiile în care am reușit accesul la niște artere
de circulație mari care s-ar apropia de noi, mă refer la autostrada Cluj-Oradea. Până când se va realiza treaba asta, eu cred că ar trebui să ne batem în continuare pentru acest drum rapid, care ar asigura accesul, în primul rând mă refer aici la agenții economici, către rețeaua de drumuri și autostrăzi europene. Și cred că principala problemă a Maramureșului astăzi, așa cum ați spus dumneavoastră în repetate rânduri, este infrastructura rutieră. Fără căi de transport, nicio resursă naturală sau o alt tip de resursă, mă refer la cea, chiar și la cea umană, nu poate fi pusă în vedere în arealul unui teritoriu. Spuneți-ne, vis-a-vis de întrebările pe care ați avut, am remarcat că sunt două legate de compania Remin, care, până la urmă, de ce v-ați axat chiar cu două întrebări vis-a-vis de această companie? Vă întreb aici și vis-a-vis de faptul că se știe foarte bine relația pe care dumneavoastră aveți cu domnul Iancu sau cu familia sa, și domnul Iancu, soția domniei sale, având acea firmă care s-a ocupat de lichidarea de la Remin. A fost vreo legătură acolo sau care a fost interesul dumneavoastră de a adresa întrebări vis-a-vis de Remin? Asocierea pe care o faceți dumneavoastră este una subiectivă, sper că nu este una rău intenționată. Deci este simplu. Este destul de simplu și eu cred că chestiunea asta ar fi trebuit să o facă oricare alt parlamentar care în campanie electorală s-a lăudat că redeschide mineritul Maramureș. Și eu cred că au fost foarte mulți parlamentari care și-au făcut un punct în programul politic în redeschiderea, crearea de locuri de muncă și una dintre căi în redeschiderea mineritului, temă care după aia am constatat că pe foarte puțin ne-a mai interesat și cei mai majoritatea a abandonat această chestiune. În campanie electorală știți cum este. Foarte multe lucruri frumoase care se arată la orizont, încercând să fiu consecvent cu angajamentele mele, și sigur că foarte multe, toate angajamentele vor fi greu de onorat, dar sunt câteva chestiuni esențiale, mai ales pentru bunul mers al lucrurilor în județ, care asupra căruia am insistat să țin legătura cu fenomenul respectiv și să încerc la bunul mers al domeniului. Ce au privit întrebările respective? Interpelări sau întrebări? Dacă discutăm despre redeschiderea mineritului și dacă discutăm despre Rimini, atunci trebuie să ne fie foarte clar următoarea chestiune. Repornirea mineritului și asigurarea unei participații a statului într-un viitor parteneriat public-privat, atrage un investitor străin și participarea statului cu resursele care le are, mă refer la resursele minerale subsolului și mă refer la infrastructura pe care Remin o are, este posibil avantajos pentru stat și ca pondere însemnată a statului, în condiții în care societatea Remin reușește ca în procesul de insolvență pe care îl traversează să-l încheie cu un plan de reorganizare cu succes, în cadrul căruia plan să fie atras acest investitor străin. Ori întrebările pe care le-am formulat vin în iminența unei situații extrem de dificile financiar a societății Remin, și care dificultate financiară ar fi putut-o împinge în zona falimentului mult, mult mai repede, în condițiile în care s-au făcut foarte multe eforturi, ne-a căutat în momentul de față potențiali investitori, chiar s-au identificat recent mai multe persoane juridice interesate. Din ce cauză? Din cauza că cea mai mare activitate a Reminului în momentul de față o reprezintă activitatea de securizare a perimetrelor minere, activitatea de supraveghere a azurilor de decantare, activitatea de gestionare a apelor reziduale din mine. Toate aceste activități, Reminu lucrează ca și contractor, ca și prestator de servicii cu societatea Convesmin, o companie națională, care este finanțată de la bugetul de stat. Ar trebui să știm faptul că această securizare de care dumneavoastră vorbiți a fost una defectuoasă, cel puțin prin prisma unor accidente care au avut loc. Cel mai recent este acela al unui copil care a avut neșansa de a se prăvăli tavanul unei construcții vechi și dezafectate peste el. Deci niște bani care se investesc pe domnul deputat ca rupă un cămin. Nu vorbim despre asta, nu l-am făcut pe dânsul vinovat, dar în această situație trebuie văzut că
Este o problemă, așa cum și dumneavoastră a sezizat-o prin întrebările cele două, nu? Care trebuie rezolvată vis-a-vis de securizarea acestor perimetre. Vreau să încerc cu altfel de abordare. Iertați-mă și aș vrea să închei cu chestiunea asta. A fost legată de cele două întrebări. Fără a minimaliza accidentul, care este unul tragic și, și foarte regretabil, ține-o de o altă zonă, tot de lipsa resurselor financiare, în care, zona în care Remi nu a intrat. Vreau să spun că la nivel național, chestiunea asta, și putem reduce și la nivel județean, activitatea Conversmin a fost bugetată ca și până acum cu în zona 130-160, mai pe 130 de milioane de ron la începutul anului, comparativ cu 150-160 câte au fost în anii trecuți, 140-120. Din păcate însă, din acești 130 de milioane, doar 30 de milioane au putut fi efectiv folosiți pentru activitatea aceasta distinctă de care vorbeam, dintre care o parte revenea Reminului, întrucât circa 100 de milioane sunt finanțări pe fondul de mediu. Ori pe fondul de mediu, de a accesa acești bani, trebuiau depuse niște proiecte și trebuie înțeles două lucruri. Depuse și posibile a se finanța din acei 100 de milioane din fondul de mediu. 100 de milioane lei vechi sau noi? 100 de milioane lei noi. Da? Sunt niște sume incredibil de mari pentru o companie care doar nu toată... vorbim la nivel național. Vorbim la nivel național. Și pentru Remin? La nivel național. Remin ar putea, din acei bani europeni, cred că are unul sau două iazuri. În momentul de față sunt depuse 5 proiecte posibil de a fi se finanțat din acest 100 de milioane. Ceea ce vreau să spun este că, practic, 100 de milioane există teoretic și nu există, practic, de a fi folosit la nivel național pentru toate iazurile de decantare. În atare situație, practic, societatea Remin rămânea nefinanțată încă din primul trimestru al acestui an și întrebările pe care le-am făcut vin exact în acest sens, în a trage un semnal de alarmă către Ministerul Economiei, care era avizat de situația respectivă, dar mai ales către Ministerul Finanțelor, de a identifica resurse în vederea alocării unor fonduri posibil de cheltuit, să nu rămânem în zona celor 100 de milioane teoretic existenți în buget, dar care nu pot fi practic folosiți. Și am propus inclusiv o discuție și la Agenția Națională de Mediu și la Ministerul Economiei de a face la un moment dat posibil la rectificarea bugetară ca cei 100 de milioane să se mute de la Ministerul Mediului la Ministerul Economiei, respectiv resurse bugetare posibil de cheltuit de către companie. Ca să finalizăm subiectul Remincu, s-a definitivat până la urmă demersul dumneavoastră? La nivelul la care a fost făcut, nu existau resurse bugetare posibile și singura speranță, sau mă rog, soluția urma să fie analizată cu ocazia rectificării bugetare de la mijlocul acestui an, lucru care s-a făcut nu la nivelul sperat, dorit și necesar, dar măcar în sistem de avarie. În momentul de față, să sperăm că compania Remin va putea controla o problematică foarte complexă de mediu, pentru că tot ceea ce eu v-am spus, respectiv lucrurile de închidere perimetrii minere, securizarea perimetrului minere, gestionarea apelor reziduale, securizarea aluzurilor de decantare, aici discutăm de fapt de activități obligatoriu necesare a fi derulate în urma închiderii perimetrului minere, așa cum s-a întâmplat în România, și care, dacă nu le faci, nu se pune problema că vrei sau nu vrei să le faci, ești obligat să le faci, pentru că dacă nu le faci, de aici pot apărea niște accidente ecologice cu dezastre consecințe, eu cred că incomensurabile, mai ales că este lesne de observat chestiunea aceasta, perimetrele minere ce țin de regia minereurilor Remin se află la granițe, în zone transfrontaliere, o parte aproape de Ucraina, o parte aproape de Ungaria. Orice accident în bazinul acesta hidrografic ar fi condus implicit la poluarea apelor teritoriale din vecinul nostru, ceea ce ar fi născut pentru niște clauze penalizatoare extrem de neplăcute. Deocamdată, să mulțumim poate și domnului, nu s-au întâmplat accidente ecologice. Cel de care mi-ați pomenit dumneavoastră ține de infrastructura precară a unui imobil. Și aici, de exemplu, problematica se reduce tot la banii aceia că respectivele imobile ar trebui păzite, ar trebui conservate, lucru care în lipsa fondurilor bănești este puțin, se face într-o măsură
mai mică. Hai să vedem, Atilau, finalizând deci, aici. Spre deosebire de alți demnitari care se servesc în Parlamentul României, ai făcut o greșeală introducându-l pe domnul deputat într-o zonă de pe specialitate. Zona întrebărilor. Vreau să spun de ce. Pentru că spre deosebire de alți deputați și senatori care au intrat în politică pentru că nu știu să facă altceva. Dânsul chiar și-a făcut Academia de Științe Economice pe bune. Și dacă îl mai lăsai 3 minute, vorbea încă 21 de minute fără să se repete despre politicile economice europene, despre criza economică interminabilă, consecințele sale, efectele asupra României și așa mai departe. Dânsul trebuie discutat politic. Și am să spun de ce, pentru că nu slăbiciunea, labilitatea domnului deputat Tătaru vine din zona asta politicului. Dânsul a intrat relativ târziu în politică. Și a intrat pentru că era trend de atunci, 95, 97, 98, mă, hai și tu în partid că vorba aia. Pe de altă parte, cred că în conștiința domniei sale este un conflict. Domnia sa este foarte prieten cu toate asociațiile monarhiste care există legal și funcționează. Mă refer pe acea pagină de socializare care a devenit de asemenea condiție sine qua non a existenței cuiva. În condițiile în care domnia sa este social-democratul, social-democrația cu monarhia sunt exact ca și ping-pongul cu polo pe apă. Domnul deputat Tătaru este o apariție atipică în peisajul parlamentarismului. Termin introducerea, pentru că vreau să înțeleagă telespectatorul și probabil și tu trebuie să înțelegi un pic mai mult decât ai înțeles până acum, că dânsul este un fel de rara avis și am să spun de ce. Pentru că, exceptând retorica care în public o are un pic diminuată și destul de șovăitoare, pentru că nu are acel exercițiu și nici tupeul altora de a vorbi unor oameni și a minți în față, nu știu, 500 de oameni. N-are acest tupeu domnia sa. Unii au chestia asta. În politică e mai degrabă un defect. Fostul tău invitat de la o emisiune anterioară, deputatul, ați vorbește 3 zile fără să transmite niciun mesaj și se uită în ochii tăi și îți spune ție că ești cel mai deștept băiat din lume. Dar tu știi că... Hai să-l dăm o întrebare pentru domnul Tătaru. Domnul deputat, mi-am dorit întotdeauna ca în Parlament să fiu reprezentat ca cetățean al județului și al orașului de niște oameni pentru care să am în primul rând respect, considerație și pe care să-i pot întreba atunci când mă întâlnesc cu acel drept care derivă din condiția mea de om care votează, dacă considerați că mă reprezentați. Și spun asta pentru că venind la emisiune m-am pregătit, v-am citit și manifestul acesta politic, v-am citit scrisoarea către pensionari, către tineri, v-am citit cuvântările care le-ați avut în plen, v-am citit alte intervenții, inclusiv cele care erau aici în fața șefilor de la USL. Dumneavoastră, de fapt, domnule deputat, faceți aceeași greșeală ca și, vă întreb acum, ca și ceilalți parlamentari care în ultimii 20 de ani consideră că măsura de evaluare a competenței dumneavoastră este câți bani se aduc în județ? Sau v-ați dus acolo cu competența pe care nu vă neg și vă respect în domeniul economic și al mediului de apace să propuneți legi? Pentru că țara asta de asta are nevoie, de legi corecte și pertinente și de buni manageri ai sistemelor care funcționează în acest stat. Toată lumea vrea să-și lege numele de o uliță, de un drum, de o pădure, de o piață sau de ceva. Aia este o chestie care nu e de nivelul și de competența noastră. Nu sunteți de acord cu mine? Eu sunt perfect de acord cu noastră că, virgulă, ca lucrător în cea mai importantă instituție legiferatoare a țării, Parlamentul României, prima obligație a parlamentarului este de a propune, dezbate și a aproba legi. Pe de altă parte, dumneavoastră trebuie să fiți de acord cu mine că mecanismul de funcționare a vieții politice în România l-a împins întotdeauna pe parlamentar în ultimii ani înspre nevoile comunităților, înspre nevoile primarilor care aveau nevoie de o cură de transmisie a problemelor comunităților la București și de sprijin, dumneavoastră denumiți lobby, este un termen corect, nu prea încetățenit la noi ca și activitate, nevoie de sprijin pentru că autoritățile guvernamentale în a debloca situații, în a rezolva anumite probleme, în a grăbi mersul unor lucruri. Aveți o listă cu legi pe care considerați că trebuie să fie înlocuite sau schimbate sau modificate? V-ați făcut un asemenea proiect în care ați cerut unor oameni experți pe domeniul legislației
fie constituționale, fie sectoriale, să vă propună. Ați cerut oamenilor din electoratul pe care îl reprezentați. Spuneți-mi care sunt legile care credeți că nu sunt bune, care nu permit să funcționeze corect statul și instituțiile sale. Acum, una din legile care trebuie, din punctul meu de vedere, modernizate... E cea de pe piața Razdac. E vorba despre piața Razdac. Nu este vorba despre piața Razdac. Acum, dacă mi-o să referiți la inițiative legislative, ar trebui să acceptați ideea că între ele sunt unele mai valoroase decât cea cu piața Razdac. Dar agenda oricului parlamentar personală trebuie să se circumscrie și agendei grupului politic din care face parte și agendelor și problemelor de pe agenda politică a țării. Ce ați vrut să spuneți în programul dumneavoastră, domnul deputat? Sperăm la o politică care să îi readucă pe demnitar la statutul de servitor a intereselor cetățeanului și nu doar de stăpâni ai puterii. Recunoașteți afirmația din proiect? Da, recunosc afirmația din proiect. Ce exprim expresia asta servitor? Un slujitor. Nu vi se pare că sună de suetă? E al dracului, al naibii de rău sună acolo. Servitor al intereselor cetățeanului. Nu, din punctul meu de vedere... Și stăpâni ai puterii. Din punctul meu de vedere, orice angajat al statului trebuie să fie în slujba cetățeanului. Orice parlamentar trebuie să fie în slujba alegătorilor. Dar nu ca servitor. Bun, acum, dacă noastră vreți să facem semantică... Să mă reprezentați în Parlament, vreți să facem semantică. Pe marginea unui... Nu, da, de la noastră mă aștept, pentru că sunteți unul dintre cei pe care îi situez în aristocrația parlamentară ca educație. Eu nu cred că termenul de... Înțelegeți ce vreau să zic? Eu nu cred că termenul de a servi, noțiunea de a servi este o noțiune de suetă, cum ați numit-o dumneavoastră. Este una a servi și alta să fii servitor. Eu cred că salutul pe care folosim noi ardelenii, acela de servus, nu înseamnă a fi slujitor, ci a fi la dispoziția celuilalt, care mi se pare o chestiune de respect vorbim despre altceva. Un parlamentar sau, dumneavoastră credeți că un primar sau un președinte al Consiliului Județean conduce județul? Din punctul meu de vedere, ar trebui să facă acest lucru și eu cred că... Iertați-mă, eu am o altă viziune. Și primarul și președintele Consiliului Județean se află în serviciu public și administrează vremelnic acea unitate administrativ-teritorială, cu toate problemele ei. Și administrând... Între a conduce și a administra este o diferență. Nu conduce. Nu e același lucru? Unii, de exemplu, mai confund administrarea cu conducerea la Borșa, de exemplu, se mai închide Ciprian conducea primul secretar al Partidului Comunist, organizația municipală Baia Mare, la conducea oraș, pentru că dacă dădea un telefon la o întreprindere, îi se dădea apartament, îi angaja nepoata, așa, ăla însemna că conduci când iei decizii. Ori la noi principiul democrației presupune o conducere colectivă, iar omul care se află în o asemenea demnitate pe care am menționat-o, pune în practică decizia comunității prin Apropo de conducere, atât de municipiu sau de municipiu din județ și de județ. Și ideea noastră mai departe mergea încotro. Ideea mea mergea încolo că eu n-am nevoie să fiu reprezentat de un parlamentar care se simte servitorul meu. Am spus-o direct. Am nevoie de un parlamentar pe care atunci când îl văd să-l salut, am onoarea să vă salut, care să-mi răspundă bună ziua și pe care să-l întreb cu tot respectul și cu toată deferența pe care am față de omul, care pot să-i mă adresez și cu excelență, dar trebuie să merite așa, să-i spun, domnule deputat, vis-a-vis de aceste aspecte care țin de, dau un exemplu, modul în care sunt alocate fondurile pentru învățământ. V-aș ruga respectos să încercați să găsim o soluție în comun prin care să nu se mai facă planul de școlarizare înainte de a se face, de a se constitui clasă. Bun, am înțeles. Ideea ați înțeles. Am înțeles ideea noastră. Eu zic că trebuie să aveți demnitate. Eu pot să vă respect prețiozitatea noastră, nu în sens negativ. Nu în sens, deci sincer, nu în sens negativ, nu în sens pozitiv. M-aș bucura, dacă ar fi posibil, eu cred că suntem în acel moment în care să se creeze o masă critică la nivel național, la nivel județean, care să aibă aceeași percepție ca și noastră. Eu cred că dumneavoastră sunteți un pic înaintea vremilor și eu cred că astăzi oamenii, în primul rând, trebuie să aibă siguranța că cel care se duce undeva în numele lor... Asta este scuza parlamentarismului nostru, că stupid people-ul definit de brucan în 20 de ani se va schimba. N-am spus așa ceva, am tot respectul pentru electoratul meu. Nu am zis că nu-l respectați. Eu vreau să vă spun altceva. Înainte de a mă prețui cineva pe mine, eu cred că eu trebuie să-i prețuiesc pe alegătorii mei și nu am nicio rușine în a fi slujitor. Nu mergem pe zona populismului de suet, domnul deputat? Dumneavoastră ați calificat deja de suete două dintre
două dintre ideile mele, eu cred că este... Nu mă deranjez. Eu am spus că apreciez prețiozitatea dumneavoastră, dar în același timp respect alegătorii. Hai să intrăm efectiv pe activitatea de parlamentar a domnului deputat. Unde am dorit să ne spună dacă a avut vreo ușă deschisă, dacă a avut vreo ușă închisă din partea conducerii Băi Mărene și nu numai la nivel de municipii și orașe care există în județ și a conducerii județului. De câte ori ați încercat sau ați avut ideea de a vă întâlni toți parlamentarii de Maramureș de diverse culori cu conducerea județului, spre exemplu, pentru a vedea care sunt proiectele pe care se merge pe următorii 4 ani și pe care trebuie să le susțineți în Parlament? A fost o strategie cu care am pornit la drum vis-a-vis de un plan comun de susținere și acțiune a multor priorități pentru județul Maramureș, priorități care să le discutăm pe de o parte cu administrația locală, pe de altă parte cu administrația județeană. Lucrurile n-au mers în sensul dorit pentru, având în vedere dificultățile pe care le-am întâmpinat în a susține financiar ceea ce administrația județeană ne solicita. Sau chiar și administrația locală, pentru că discutând de municipiu... Efectiv, ați întâlnit undeva, într-o săliță, a Consiliului Județean, a Prefecturii, undeva, să povestiți, să discutați ceea ce trebuie făcut pentru Maramureș. Acum dumneavoastră mă împingeți în zona de lucruri practice. De lobby pentru atragerea resurselor financiare spre care demolează duceam cu care colegul dumneavoastră. Dar de ce nu întreb spunea că nu a ce căuta în zona respectivă. Eu consider că este adevărat ceea ce a spus domnul Șomodi. Mi-e greu să vă împac și pe dumneavoastră și pe dumneavoastră ca tare rămân la mijloc. Nu, pentru alegătorii sunt diferiți. Să rămân exact în zona mea, zona de echilibru, ce să fac. Sunteți acum slujitorul nostru. Ce să fac și chestia de care... Domnul deputat, a vrut să vă întreb dacă ați susținut demersurile orașului prin care dorim să preluăm în patrimoniul nostru anumite obiective abandonate, cum sunt strandul, casa de cultură, terenul de atletism și mai sunt câteva. În sensul ăsta vreau să vă întreb, domnul Dragoș. Eu sunt de acord cu ce spune domnul Șomodi, adică în primul rând rolul senatorului este acela de a face legi sau deputatul de a face legi și de a avea prin acestea o viață mai bună pentru cetățenii, dar consider că și în București trebuie să avem o voce, 2, 3, 5, județul nostru care se află exact în diagonala țării, față de centru, care să pună lucrurile exact pe masa celor care pot să le rezolve. Asta sub forma unui lobby. Dar cum aici, să stea într-o anticameră la un ministru să se umilească? Nu știu. Păi știi care e instrumentul parlamentar? Nu știu. În plenul sau în comisie, cheamă respectivul ministru și îl întreabă, îl interpelează. Asta e arma de demnitar. Nu am dat soluția. Există solicitarea primăriei municipiului și a Consiliului Local. Când aveți de gând să restituiți acele obiective care se degradează și de care orașul are nevoie? Hai să vedem. Până acum, prin obiectivele ofise de care mi-a spus dumneavoastră, întâmplător pe unul dintre ele, pe Casa Ecuatorului, m-am întâlnit cu demersurile Consiliului Local și ale primarului. Îl aveți și ca angajament, program. Cei drept le-am făcut în paralel. Nu eram foarte la curent cu ce derulează Consiliul Local. Am avut o discuție cu primarul la un moment dat despre situația concretă, identificând problemele care există, repet, într-un paralelism cu ceea ce făcea administrația publică locală. Respectiv, situația incertă a proprietății asupra patrimoniului care trebuie rezolvat înainte de toate. Eu, așa cum fac cu oricare dintre autoritățile publice locale din raza colegiului meu, ori de câte ori mi s-a solicitat ajutorul, am făcut toate dimensiunile necesare, chiar și am făcut anticameră fără mă simți într-o situație neplăcută acolo unde era necesar, către miniștri care puteau decide sau grăbi anumite lucruri sau... Nu ne dă voie partidul să-i interpelăm public în Parlament? N-am nicio problemă din chestiunea asta și dacă vă uitați în activitatea mea, care am făcut asemenea interpretări către miniștrii guvernului Ponta. Dacă problema preluării bazelor sportive aș putea să fiu de folos cu ceva, eu cu drag mă angajez la chestiunea asta fără să mi-o fi cerut cineva din administrația publică. Aici dialogul cu domnul primar mi-aș dori să fie unul mai bun. Asta îl cunoașteți ca și colaborator al dânsului, foarte apropiat, și știți că dânsul are un elan și vrea să rezolve lucrurile. Ați întâmpinat dificultăți în comunicarea? Se bazează pe forțele proprii. Ați comunicat dumneavoastră personal? Nu, atât timp cât am comunicat n-am avut probleme de comunicare, dar trebuie să recunosc cu
părere de rău că virgulă comunicare este destul de redusă. Da. Adică unde probabil aleargă pe piste separate pe pista de atletism, nu știu de ce. Una pe pista de bicicletă. Permiteți-mi să vă spun, să vă spun ceva. Știți ce mă înfurie, domnul deputat? Da, de 20 de ani, de 20 de ani, e prima oară când chiar mă simt relaxat. Maramureșu n-a avut niște parlamentari care să fie, să aibă notorietate națională. Cu toate că unele persoane nu vă agrează, v-am spus încă o dată, eu vă consider ca parte a acelei aristocrații parlamentare românești, niște oameni care pot la un moment dat să spună, chiar dacă n-am 7 terenuri, 5 case în declarația de avere, am doar 200.000 de euro dați împrumut și un Audi din nu știu de 10 ani, am înțeles că fiind în serviciu public trebuie să dau orașului alegătorilor ce mi-au dat ei mie, respect, înțelegere și așa mai departe. Asta ați primit de la ei. Mă înfurie când văd că își permite un trust național să spună despre deputatul Tătaru, care e deputatul meu, că individul este cunoscut în Maramureș ca un cal breaz, controversat și periculos, conectat la serviciile secrete, poliție și procuratură. Păi, deci când am auzit pe cretinul ăla vorbind așa ceva, deputat, cum îl cheamă, îmi venea să-l trimit la mănăstire sau cum îl cheamă. Soția domnului deputat este procuror, deci păi, este conectat la parchet. Da, e legătură personală. Dar de acolo să spui că domnul e conectat la servicii secrete și la poliție? M-am și probabil să facă o publicitate, domnul Silviu Mănăstire, în dosar de politician. Recunoașteți afirmația, da? Declarația. Da, da, recunosc afirmația. Poate o să facă o publicitate, una negativă, dar tot publicitate. Nu sunt mai conectat decât orice altă persoană la servicii secrete sau cum scrie. Îmi place să fiu un om informat și cred că tuturor ne să place nu să zic fim, ce o zis ea de la antenă, că nu mai vreau să aduc aminte de Tătaru, Iancu, Păcuraru și celălalt, că chestia chiar mă... Deci, încă o dată, nu știu, sunt convins că v-ați calificat asta problema legătură, asta, asta, nu are, asta nu are legătură cu activitatea parlamentară. De nu acesta. Are, dar vedeți că presa națională speculează. Are consumat negativ a presei și o știți dumneavoastră cât este de obiectivă presa în ziua de azi. Presa este a patra putere în stat, un stâlp al democrației. Nu înseamnă că sunt de acord cu ce au spus. Dar eu nu vă văd pe noastră postura de a vă impune forța argumentelor cu o pușcă în gură la cineva. Iertați-mă dacă nu vă pot vedea. Nu era în gură. Încercați să vă imaginați. Nu. Bun, domnule, haideți să vedem care a fost, până la urmă, principalul proiect pentru care ați lucrat anul acesta și pe care îl veți susține sau nu, sau poate a fost o reușită pentru 2013. Două dintre proiecte pe care le-am inițiat în nume propriu, sau mă rog, am fost unul dintre cei care am fost inițiatorii proiectului. Cu stomatologia, nu? Egalitate de șanse între femei și bărbați. Bonele și cu babysitteri, nu aia să regăsește. Da, dar domnul Tătaru trebuie să-l felicităm, are niște copii frumoși și evident... Ce legătură am acum copiii cu care este în perioada în care dânsul știe exact cum se cresc copiii și... Haideți, spuneți-ne, domnule Tătaru, vis-a-vis de cele două pe care spuneți. Toma... Uite, legea educației naționale, corect. Dumneavoastră trebuie să aveți în vedere următorul lucru, orice aspect de legiferat care necesită legiferare este important. Nu este mai puțin important activitatea de babysitter ca și alte activitate. Este o activitate care asta nu există în nomenclatură de profesie, este o activitate care trebuie să-și regăsească în societate, în structura de meserie, să fie recunoscută ca înainte de evaziune fiscală, de contrabandă, de corupție și așa mai departe. E greu de făcut asemenea prioritizare, dar fiindcă toate sunt probleme ale societății românești în ziua de astăzi. Dar dacă sunteți un manager, știți că prioritizarea obiectivelor este o condiție. Dar despre evaziune fiscală, cred că se ocupă executivul înainte de se ocupa legislativul. Și de corupție și tot dacă executivul. Vreți, dacă nu vă place despre grija sau aplicarea spre profesiile din România și o activitate care lipsește statuată la noi în țară și eu cred că e importantă a fi statuată, v-aș propune să discutăm despre alte două proiecte ale noastre. Să vedem câte scrisori primiți de la electoratul nostru sau mail-uri. Sunt contactat, n-aș putea să vă dau o cifră medie lunară. Sunt contactat pe toate mijloacele de... Britanic primește undeva între 300 și 800 de scrisori într-o lună de la circumscripția. E greu să facem comparație cu Parlamentul Britanic și între Parlamentul și Parlamentul Britanic și între alegătorul român și alegătorul britanic. Asta e adevărat. Ei au o altă cultură.
recunosc. La ei democrația funcționează de la liber scrom. Problema este că la ei este cunoscută parlamentarul. La noi mai puțin, în colegiul. Nu, dar de ce să nu scriu eu parlamentarul meu? Care ar fi problema să trimit domnului deputat un e-mail în care să-l rog respectos, în cutare problemă, să emită un punct de vedere? Ar fi o problemă? Oamenii mai puțin scriu, oamenii mai mult sună la telefon, sunt sunat la telefon, sunt căutat la cabinet. Uitați, ultima legător care m-a căutat este din zona Feneziu, care, apropo de administrație publică locală, mi-a spus foarte trist, revoltat și indignat faptul că în campania electorală primarul le-a promis că va interzice circulația autofigurilor grele cu tonaj care transportă masă lemnoasă. Nu masă lemnoasă, ci piatră de la cariera de la Lafarge, da? Da? Putând folosi o rută alternativă pe la Herja, dar nu. Compania privată preferă să vină să coboare cu mașinile pe strada respectivă până la intersecția cu drumul către Feneziu, periclitând viețile copiilor care sunt pe strada respectivă, casele, proprietățile oamenilor și carosabile. Și la chestiunea asta nu am găsit încă rezolvare și sper să trag un semnal de alarmă prin această emisiune, mai ales că sunteți dumneavoastră prezent ca și consiliera primarului, de a căuta soluțiile, așa cum primarul a promis în campanie electorale două repetate într-un timp scurt, că nu vor circula mașini, așa cum nu circulă mașini pe străzile private pe care, de exemplu, stă domnia sa sau stați dumneavoastră sau stau și eu. Trebuie să-i tratăm pe acei cetățeni din Feneziu în egală măsură, așa cum respectăm pe noi, să respectăm și pe dânsii. Și să folosească mașinile la Farjul, cei care transportă piatra, drumul ocolitor pe la Herja. Nu știu dacă este o regulă sau e vorba de excepții, v-am spus, o să verific. Nu pentru pot. Că știți bine că domnul primar este din zonă și dacă undeva simțit deschidere. Dacă vreți ca cineva să ne prețuiască pe noi, dacă vreți ca cineva să ne prețuiască pe noi ca și temporari, slujitori, insist așa. Eu. Nu, așa, nu servitori. Servitor, așa. Nu sunt servitori astăzi. Servitori. Atunci ar trebui să-i respectăm și noi pe ei, așa cum am s-a spus că am primit respectul de la ei în momentul. Domnul Tătaru s-a prelevat de un citat dat de un antic foarte cunoscut, care spunea că este o onoare foarte mare pentru un bărbat și atunci este cel mai vertical în momentul în care se apleacă să ajute un copil. De aceea, domnul Tătaru s-a plecat către alegător și astfel a crescut în ochii acestora. Spuneți-ne despre cele două proiecte. Vă garantez că inițiativa mea ca inițiator al legii pentru profesia de babysitter va fi foarte bine primită de mame și asta pentru mine va reprezenta o mulțumire foarte mare. Domnul Tătaru știe că se practică acea meserie, dar ilegal. Nu-i statuată corect, dar ea există. Domnul Tătaru se apleacă și spre electoratul care poate l-a votat preponderent, că are o anumită structură și atunci nu se îndreaptă spre cei care nu și-au... Nu știu ce să insinuez, dacă mai ești ludic, da, mă rog. Nu insinuez, pur și simplu afirm. A fost votat de anumite structură cu preponderență. Hai să discutăm la chestiuni care poate interesează. Dar cele două, dar suntem pe final de emisiune chiar foarte punctual, că dumneavoastră elaborați, dar să fiți foarte sintetic. Eu cred că cea mai importantă inițiativă a mea legislativă în această sesiune este propunerea legislativă pentru modificarea legii minelor din 35 în sensul interzicerii cianurilor ca tehnologie în prelucrarea minelor. În prelucrarea minereurilor. Eu cred că asta este o temă care ar fi meritat mai multă atenție a presei, dar am depus-o în urmă cu 3 sau 4 luni la la Secretariatul Senatului, circuitul fiind întâi la Senat și după aceea Camera Deputaților. În ce fază se află acum această lege? Este una foarte importantă, vă dau dreptate. Este un proiect legislativ, urmează să intre dezbaterea Senatului conform programului pe care Senatul, Secretariatul îl va stabili întâi prin comisii și după aceea în plen, după care urmează să vină la Cameră. La ce vă așteptați? Aveți susținere din partea colegilor, din partea celorlalte? Vreau să spun că inițiativa începută de mine și de deputatul Remus Cernea a îmbrățișat până la urmă sufragiu și susținerea ca și inițiator în egală măsură a încă 38 de colegi din tot spectrul politic și UDMR și PSD. Se va vota politic sau va fi PSD, pur și simplu după percepția fiecare? Acum, după interese, oligarhia va fi sau nu va fi după interese? Din punctul meu de vedere, răspunsul la cum se va vota îl vom afla prin votul la Roșia Montană, care este un vot pe care îl vom da înainte de propunerea pe care am făcut-o eu. O predicție. Ce spune deputatul Tătaru referitor la votul Roșia Montană și subsecvent cel cu Urșa Mafalda? Sunteți parlamentar. Domnule Roșia Montană, v-aș ruga să nu mă cenzurați. Eu pot să,
Eu pot să vă spun, să fac o predicție în privința votului meu, nu pot să fac o predicție în privința votului colegilor. V-ați luat deja un avocat, deja am văzut că aveți nevoie. Așa mi se pare că e corect, adică cum îi cer, nu să știe dânsul cum va vota ăla. Dar el știe foarte bine ce se discută pe acolo. Eu vreau să remarc un, singur lucru și asta e foarte important vis-a-vis de respectul pe care ar trebui să-l, manifestăm de către alegătorii noștri. Am fost singurul parlamentar care în mod consecvent de la prima inițiativă a lui Matinului de a redeschide activitatea de cianurare am spus că nu sunt de acord cu această activitate. Da, este posibilă pe lege, dar din punctul meu de vedere nu este o activitate pe care, de care orașul să se bucure și, și trebuie să veghem foarte atent asupra modului în care se respectă legislația în domeniu și în modul în care această societate va obține autorizația de mediu. Veți vota împotriva proiectului Roșia Montană. Țin minte că în afară de mine la un moment dat cam toată lumea făcea conferințe de presă cu reprezentanții Romaltin. Între timp m-am bucurat să văd că administrația publică locală a luat o poziție similară în sensul de a nu îmbrățișa o asemenea activitate și eu cred că este firesc pentru că o activitate din punctul de vedere cu cap de mor, n-am nicio jenă să spun chestiunea asta, mai ales cu accidentul ecologic la care am fost noi supuși aici, martori, nu va fi benefică pentru a atrage altor investiții în peraza județului și mai ales peraza municipiului Baia Mare. O știm că administrația publică locală are un plan, din punctul meu de vedere, pozitiv, îndrăzneț, pentru crearea anumitor parcuri industriale, pentru crearea anumitor parcuri verzi, da, de tehnologii verzi, oricheuțile astea se bat capul. Este destul de iulișcă în oraș, am văzut că este chiar verduraș. Spuneți-ne, veți vota asta împotriva... Asta e îndreptată spre mine, știți. Este vorba despre votul dumneavoastră pentru Roșia Montană. Spuneți-ne, cum veți vota? Am declarat-o și în ziarul Glasul Mamelucilor, care a făcut o mică dezbatere pe tema aceasta. O spun și o repet, ca și inițiator unei lege anticianură, ca și parlamentar care nu am îmbrățișat această activitate de la bun început în privința societății Romaltin, nu văd în momentul de față și ca și român, care din punctul meu de vedere... Dați și o soluție alternativă, domnule deputat. Ce se poate și, face? Ca și român, care din punctul meu de vedere, noi românii trebuie să avem beneficiu principal în oricare activități care se desfășoară pe teritoriul României și m-aș bucura să reușim noi a face această exploatare, nu un agent privat. M-aș fi ca ponderea asta ar fi soluția. Care e soluția? Asta e soluția. Ca ponderea rezultatului financiar, în această situație să ne revină preponderență, statului român. Păi acum ziceți aceste... până la urmă, vizați aspectul economic sau cel de mediu? Că nu, eu vi l-am înșelat pe toate. Ne spuneați prima dată cel de mediu. Eu vi l-am enumerat pe toate. Nu cunosc încă conținutul ordonanței. Știu că guvernul a modificat o serie de parametri importanței contractului, ceea ce înseamnă redevență, ceea ce înseamnă participația statului, ceea ce înseamnă garanțiile pe care investitorul străin va trebui să le acorde, dar din punctul meu de vedere, luând în considerare cele mai devreme numerate, votul meu va fi unul negativ pe Roșia Montană. Pentru că suntem la final de emisiune, spuneți-ne ce notă vă acordați pentru primele 10 luni de mandat. Mi-e greu să fac o evaluare. Păi este o calitate, domnul Șomodi, autoevaluare din totdeauna. Vă apreciat, trebuie să ajungeți la acel nivel, la autoevaluare. Totdeauna am fost destul de exigent cu mine însuși și consider că ar fi trebuit să încerc să fac mai mult. Efectul între eforturi și rezultate nu ține doar de bună intenție, de dăruirea sau de implicarea parlamentarului. În momentul de față, lucrurile sunt un pic mai complexe. Până la urmă, sunt o voce din cele 12 ale Maramureș și una dintre cele 500 ale țării. Ceea ce va depinde de mine voi face în continuare, chiar dacă pozițiile mele nu vor fi cele mai convenabile, chiar și pentru coaliția majoritară din care fac parte. Ce vă lipsește pentru a fi mulțumit atunci? Ce lipsește pentru a fi mulțumit? Ca să nu vă întreb ce defecte aveți în acest început de mandat. O mai strânsă colaborare. Uitați, vorbeați de dialogul cu administrația publică locală Baia Mare. Asta e o chestiune care, din punctul care eu de vedere sunt nesatisfăcut. Înseamnă că și dumneavoastră să vă dovine în dialogul acesta mai precar pe care l-ați categoric, nu cred că putem identifica. Întotdeauna există loc de mai bine. Din partea fiecăruia. Corect.
Spuneți-ne, domnule Șoama, de dumneavoastră, cum îl evaluați pe domnul Tătaru? Și fără multă filozofie, că știu că deja... Eu regret pe domnul deputat că își pierde acea inocență pozitivă pe care am detectat-o la domnia sa când a intrat în politică. Și o notă. Și a început să învețe să vorbească peste interlocutor sau să înveți acele chichițe ale politicianismului, că dacă tu vorbești și nu renunți, vorbești, va renunța celălalt. Asta a învățat de la cei cu care a stat de vorbă. Eu cred că domnia sa are nevoie de o echipă cu care să lucreze. O echipă în care să aibă oameni competenți, nu specialiști cu ghilimele, pe foarte multe domenii în teritoriu. Oameni care să culeagă informațiile brute, să le analizeze, să le studieze și să le dea domniei sale. Să înțeleagă că adevăratele probleme ale unei comunități nu se rezolvă prin telefoane, ci se rezolvă prin demers public, direct, responsabil, făcut în teritoriu și în Parlament. Una peste alta, eu cred că suma calităților domnului deputat depășesc suma defectelor pe care presa i le-a identificat până acum. Dânsul nu este un soldat, ți-am spus. Dânsul încă nu este unde trebuie. Când își va găsi locul, bine, este la un mandat, n-are un mandat întreg încă. Prima a fost scurt, ăsta e. Nu e niciun cărător de genți ca alții care îi duce geanta deputatului cu 4 mandate, care are un pic de demnitate totuși. Pe ansamblu, dacă poate accepta ideea că singur nu va reuși și care are nevoie în teritoriul de o echipă puternică, nu doar de o persoană plăcută și agreabilă la cabinetul parlamentar, iar comunicarea cu oamenii va fi directă și punctuală, cred că va fi un om care va aduce mult județului Maramureș. O notă? Eu sunt extrem de exigent. Domnul deputat, știu că nu sunt fanul domniei sale, dar părerea mea este că nota 7 reprezintă onorabilitatea. Cred că este cea mai mare notă care am dat unui demnitar. Dar v-am spus, o dau ca om care sunt mult mai exigent decât cei care ar trebui să vă evalueze. Domnule Tătaru, vă mulțumesc pentru prezența. Și vă mulțumesc pentru invitație. Eu vă doresc succes în primul rând cu această inițiativă anti-cianură. Vă voi susține cel puțin atât cât pot ca și jurnalist în această inițiativă. De rest, ne ocupăm și vă vom critica atunci când veți fi în ipostaza în care veți avea nevoie de a fi urecheat între ghilimele și vom susține atunci când, desigur, va fi cazul cum este și la această inițiativă cu cenora, care mi se pare foarte importantă și este chiar în spiritul european, deși Comisia domnului Barroso a gafat, din punctul meu de vedere, la momentul la care Parlamentul European s-a exprimat altfel. Vă doresc succes cu tot ceea ce faceți și mai ales pentru Maramureș. Domnule Șomădi, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în emisiune. Domnul și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept săptămâna viitoare. Vă spun toate cele bune și gândiți pozitiv.